Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrer. Începem jurnalul cu datele pandemiei. În Timiș, în ultima zi, au fost făcute peste 3.000 de teste, dintre care 162 de rezultate au fost pozitive. Astfel, rata de infectare din județ este mai mică de 6 la 1.000 de locuitori, în timp ce în Timișoara este puțin peste acest prag. În spitalele de profil sunt încă internați peste 400 de timișeni și 60 de paturi ATI sunt ocupate. Vaccinarea a înregistrat o creștere față de ultima zi, peste 3.500 de persoane din Timiș mergând la un centru de imunizare în 24 de ore. La nivel național au apărut aproape 4.200 de cazuri noi. În Timiș, dintre cele 162 de cazuri din ultimele 24 de ore, 82 sunt doar în Timișoara. În cel mai vestic județ al țării, localitatea Fibiș are în continuare cea mai mare rată de infectare, 15,06 de îmbolnăviri la 1000 de locuitori. În Timișoara a scăzut incidența cazurilor la 6,36, fiind confirmate de ieri până astăzi 82 de persoane bolnave. În spitalele din județ sunt internate 465 de persoane bolnave de COVID. Secțiile de terapie intensivă rămân în continuare supra-solicitate, cu 60 de oameni care ocupă paturile ATI din Timiș. Din păcate și-au pierdut viața 6 timișeni în ultima zi. A crescut numărul persoanelor care se imunizează cu unul dintre serurile anti-COVID-19 în ultimele 24 de ore. 3.576 de timișeni au trecut pragul unui centru de vaccinare, dintre care 838 cu prima doză. De la debutul campaniei de vaccinare, aproape 288.000 de timișeni s-au imunizat cu schema completă. Atenție, șoferi! De la 1 decembrie vor intra în vigoare schimbări importante în traficul din Timișoara. Semafoarele vor dispărea din mai multe intersecții din oraș, iar pe șosele nu se va putea circula cu viteze mai mari de 50 de km pe oră. Astfel se elimină limita maximă de 60 sau 70 de km pe oră, care există acum pe mai multe bulevarde. Momentan, pe bulevardul Tache Ionescu, viteza maximă admisă este de 70 de km la oră. De la 1 decembrie acest lucru se va schimba, iar șoferii vor putea circula cu maximum 50 de km la oră. Schimbarea vizează și alte artere importante din oraș, unde viteza va fi redusă. Comisia de Circulație a Primăriei Timișoara a decis în prima parte a lunii septembrie să modifice viteza de circulație de la 1 decembrie. Măsura nu se aplică și acolo unde viteza de circulație este restricționată la 30 de km pe oră, ci doar acolo unde șoferii circulau regulamentar cu viteze de până la 70 de km la oră, cum ar fi Calea Torontalului, Calea Radului, Strada Simion Bărnuțiu, Bulevardul Tache Ionescu sau Bulevardul Liviu Rebreanu. Șoferii care și așa își pierd mult timp în trafic nu văd cu ochi buni modificarea vitezei maxime admise. O prostie mi se pare, pentru că dacă e undă verde, se circulă atât de bine, se pierde foarte mult timp dacă se reduce viteza. Proastă. De ce? Păi dacă tot opus ne măfoare și pe făcut aia, blinea verde. Rău. De ce? Pentru că se va aglomera strada. Nu este singura măsură care va intra în vigoare de la sfârșitul anului în traficul din Timișoara. Din mai multe intersecții vor dispărea semafoarele. Dăm jos semafoarele care nu sunt folosite. Cu ocazia asta le vom putea depozita și refolosi pentru viitoare proiecte de infrastructură a orașului. Scopul este să eficientizăm sistemul de semaforizare din oraș și vom supune mai multe intersecții semaforizate la analize. Din acea analiză vom pune de test mai multe semafoare pe intermitet pentru a afla dacă sunt chiar necesare în vederea desființărilor. A transmis viceprimarul Ruben Lațcău prin intermediul unui comunicat de presă. Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a mai decis tot din decembrie să desființeze semafoarele din 5 intersecții, aflate pe intermitent. Vor fi date jos pe etape, iar printre ele se numără și cele din intersecția Mărăști. Dan Oancea, reporter Teleuniversitatea. Drumul care leagă Timișoara de aeroportul internațional Traian Vuia a fost modernizat. După mai bine de un an și jumătate de șantier, acum șoferii pot merge dinspre sau spre aerogară pe o șosea nouă cu 4 benzi. Autoritățile județene spun că drumul este noua carte de vizită a Timișoarei. Sunt mulțumit de cum arată lucrarea. Asta va fi practic cartea noastră de vizită pentru orice turist sau orice vizitator al orașului și județului nostru și trebuie să arate impecabil. Se lucrează acum la spațiile verzi, ultimele retușuri înaintea recepției și a finalizării lucrărilor.
Modernizarea drumului, care a presupus și lărgirea lui la patru benzi, a început în februarie 2020 și urma să dureze 8 luni. Pandemia a încetinit însă ritmul lucrărilor, dar acestea sunt acum aproape gata. Mai este de muncă la spațiile verzi, dar carosabilul este finalizat și se circulă mult mai bine. Autoritățile județene speră să fie accelerat și proiectul prin care aeroportul să devină un hub regional de transport aerian de persoane și de marfă. Urmează terminalul de plecări, terminalul de sosiri la aeroport este gata. Așteptăm să dezvoltăm și zona cargo la aeroport, un lucru foarte important pentru economia Timișoarei și a județului nostru, care să facă din aeroportul Traian Vuia un hub regional de transport de marfă și de persoane. Investiția se ridică la peste 13 milioane de lei, iar banii au venit prin Programul Național de Dezvoltare Locală. La final de jurnal vă amintim regulile pe care trebuie să le urmați. Masca de protecție este obligatorie în exterior și în interior. Evenimentele private, cum sunt nunțile, botezurile sau aniversările, sunt interzise. Iar la evenimentele culturale pot participa numai persoanele vaccinate. Acestea au de asemenea acces în centrele comerciale și magazine neesențiale, unde cei nevaccinați nu pot intra. Polițiștii timișeni au amendat 80 de persoane pentru că nu au respectat aceste reguli. Cele mai multe pentru că nu au purtat mască. Încheiem aici jurnalul. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi, urmează sport și datele despre vreme. Nu uitați, de luni până vineri de la ora 18 suntem live pe Facebook și pe YouTube. O seară excelentă tuturor. La revedere! În etapa 10-a din Liga Zimbrilor, echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara a obținut a doua victorie a sezonului, 37-32 cu CSM Bacău. Meciul din sala Constantin Judea a consemnat la pauză un avans de 3 goluri pentru gazde, 18-15. Până la final, albvioleții au punctat de 37 de ori, o cifră destul de rar întâlnită pe terenurile de handbal. Marius Sadoviac a reușit să-și doboare recordul celor mai multe goluri înscrise într-un singur meci, 18. Recordul anterior era de 17 goluri stabilit tot în tricoul Politehnicii în urmă cu mai mult de un deceniu într-un meci cu echipa din Ploiești. Pentru echipa băcăoană, golgheter a fost Bujor cu 10 goluri. Extrema Flavius Câmpan s-a accidentat în prima repriză, dar înlocuitorul său, tânărul Robert Câtu, s-a descurcat bine și a înscris de 4 ori. În clasament, elevii antrenorilor Atila Horvat și Sorin Sărândan se mențin pe locul 12, antepenultimul cu numai 6 puncte în 10 jocuri. Dinamo e lider cu punctaj maxim, iar CSM Alexandria a obținut primele puncte din acest campionat. Etapa viitoare, Poli va juca în deplasare tot cu o echipă din Moldova. Este vorba de CSM Vaslui. Meciul va avea loc duminică de la ora 18 în sala sporturilor. Prezența spectatorilor nu este încă permisă. Echipa din Vaslui se află pe locul 8 cu 12 puncte. În seria C din eșalonul secund, divizia A, echipa a doua a lui SCM Poli este pe 4, în timp ce CSU Politehnica e ultima, locul 8 cu doar o victorie în 8 partide. Liderul CSM Oradea are victorii pe linie. Ultima a fost obținută luni pe teren propriu contra lui SCM Poli 2. Bihorenii s-au impus cu 38-25. Meciul a contat pentru etapa nouă, a doua a returului, în care CSU Poli va juca miercuri la Drobeta Turnu Severin cu echipa locală AHC. Noaptea la Timișoara va fi liniștită și senină, cu o minimă de 2 grade Celsius. Mâine va fi o zi destul de caldă și însorită, fără nori pe cer. Vântul abia își va face simțită prezența și se vor înregistra 11 grade Celsius. Puțin mai frig va fi la noapte la Lugoj. Mercurul din termometre coboară până aproape de limita înghețului și cerul va fi parțial noros. Norii nu se risipesc complet nici miercuri, dar vor fi și momente cu soare. 12 grade va fi maxima din oraș. La Buziaș urmează o noapte calmă cu cer senin, în care minimele se vor situa între 3 și 4 grade Celsius. Miercuri va fi o zi frumoasă cu mult soare și o maximă de 11 grade Celsius. Vântul va fi slab. La noapte, la Jimbolea, cerul va fi parțial noros, dar nu se anunță precipitații. Se vor înregistra între 2 și 3 grade Celsius. Dimineața de miercuri va fi senină, ca apoi să se înnoreze treptat. Între 10 și 11 grade Celsius se va situa maxima zilei. Pe localnicii din Sân Nicolae Mare îi așteaptă o noapte cu cer parțial senin și vânt slab. Mercurul din termometre coboară până la 1 grad Celsius. Miercuri va fi o zi frumoasă cu mult soare și o maximă de 11 grade Celsius.
Sigur, au fost foarte multe competiții, mai ales anul trecut, care au fost amânate. Tatăl meu este și antrenorul meu de pregătire fizică și ne-am vaccinat împreună. Cu toții știm că acesta este pasul absolut necesar pe care trebuie să-l facem și să ne-l asumăm pentru a putea merge înainte. Am cea mai mare încredere în medicii care au săvârșit atâția ani în acest domeniu de cercetare. Sunt Robert Glință, campion european la natație și m-am vaccinat. Vaccinează-te și tu! Alo? Să rămână, mamă! Vezi că ajung în 10 minute. Bine, puiule! Hai că ți-am făcut salată de vinete, ardei un scopț, ciorbise de perișoare, mazăre, sărmăluțe, șnițelașe, plăcită mamă, de douleac. Mamă, ți-am zis că azi mănânc în oraș. Lasă că două mâncăruri nu strică, puiule! Un român aruncă lunar 16 kg de mâncare. Risipa alimentară înseamnă bani aruncați. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Vrei să cunoști oamenii și poveștile care stau în spatele fotbalului timișorean? Octavian Sâncioiu și invitații săi te așteaptă în fiecare miercuri la Istoria Fotbalului. Sunt importante atât din punct de vedere preventiv, cât și din punct de vedere curativ. Foarte multe medicamente conțin substanțe din plante. Foarte multe suplimente alimentare care doresc să completeze o nutriție adecvată conțin și ele substanțe medicamentoase. Substanțe din plante. Plantele au un biochimism foarte special. Și anume din cauza faptului că aceste plante nu se pot deplasa. Plantele nu pot să se apere de un prădător altfel decât să devină necomestibile sau toxice. Plantele, de asemenea, nu pot să alerge în întâmpinarea unui partener, astfel încât ele atrag polenizatorii, atrag simbionții. Și aceste substanțe cu care plantele interacționează cu mediul lor sunt în același timp și substanțele active din plantele medicinale. Plantele pot să fie surse de molecule puternic active. Și atunci aceste medicamente sunt în general disponibile sub formă de comprimate sau sub formă de soluții injectabile sau pulberi pentru suspendare. Sau plantele pot să fie utilizate sub formă de extracte. Când sunt utilizate sub formă de extracte, vorbim despre fitoterapice sau plante utilizate în fitoterapie.
dacă vorbim despre atropină sau morfină sau codeină, care sunt din plante, atunci nu mai vorbim despre fitoterapie. Ca și plante utilizate larg în fitoterapie, sigur, mușețelul sau gălbenelele sau tătăneasa sunt folosite foarte mult. Dar sunt toate afecțiunile care pot să beneficieze de plantele medicinale. Unele, în special, ca și tratament auxiliar, ajutător. Plantele pot fi, de exemplu, uscate și mărunțite, iar pulberea respectivă încapsulată, sau putem să obținem extracte din aceste plante, extracte etanolice, extracte apoase și apoi să le folosim sub formă de siropuri sau sub formă de capsule comprimate. Întotdeauna trebuie avut în vedere un punct echilibrat. Deci plantele nu pot fi considerate remedii unice pentru toate bolile în toate stadiile lor de gravitate. Putem recomanda plante ca un tratament auxiliar al unor boli mai severe. Sau putem să folosim plantele în stadiile incipiente ale unor afecțiuni. Trebuie făcută apoi delimitarea între medicamente vegetale și suplimente alimentare. Un medicament trebuie să facă proba eficacității sale. Un supliment alimentar trebuie să nu fie toxic. Legislația care controlează un medicament și respectiv legislația care controlează calitatea unui supliment alimentar diferă foarte mult. Atât medicamentele din plante, cât și produsele de gen suplimente alimentare pot fi însă cumpărate în același loc și se pot prezenta sub aceeași formă. Pot să fie siropuri ambele, pot să fie capsule ambele. Pentru public este destul de greu să facă această diferențiere. Nu este același lucru dacă dorim un efect preventiv sau dacă dorim tratarea unei afecțiuni acute. Nu trebuie gândit sau plantă sau substanță sintetizată chimic, ci ambele pot să fie utilizate în funcție de gravitatea bolii, în funcție de tipul bolii. De exemplu, dacă avem o otită și urechea ne doare foarte tare, degeaba luăm un extract din plante. El nu o să ne ajute acum imediat, în același fel în care ne ajută un antibiotic. În schimb, după ce durerea trece și episodul acut trece, putem utiliza extractele din plante pentru a întări imunitatea. Pentru ca pe viitor, acel copil, de exemplu, să nu mai aibă otite cu aceeași frecvență. Fiecare tratament își are momentul său optim de utilizare. Există, de exemplu, antidiabetice vegetale. Și aici, persoana, atunci când are un puseu de hiperglicemie, își ia insulina și face ceea ce îi spune medicul diabetolog. În schimb, prin nutriterapie și prin utilizarea unor suplimente alimentare din plante antidiabetice, poate să rărească necesitatea utilizării antidiabeticelor sale de sinteză sau a insulinei. Depinde de la bolnav la bolnav. În mod universal, să spunem că toate bolile le tratăm doar cu plante, nu mai folosim substanțe de sinteză chimică, nu cred că este o strategie potrivită. Pentru că substanțele sintetizate chimic și antibioticele există pentru că sunt necesare. Ele nu au fost descoperite, create, inventate
pentru că umanitatea ar fi fost mulțumită doar cu tratamentul prin plante. Medicamentele de sinteză chimică puternic active, antibioticele, salvează vieți în fiecare zi. Mulți dintre noi n-am mai fi aici dacă nu le-am fi folosit. Deci nu este corect să spunem, din punctul meu de vedere, că folosim doar substanțe de sinteză sau folosim doar plante. Ambele sunt utile în funcție de gravitatea bolii. Cercetarea în domeniul plantelor a prins un avânt foarte mare și tratamentele tradiționale care utilizează plante încep să fie validate prin experiențe, prin experimente științifice folosind metode științifice riguroase. Nu odată s-a întâmplat ca aceste cunoștințe din bătrâni, cunoștințe tradiționale, să poată să fie fundamentate prin cele mai noi metode. Pot doar așa, pentru o parte mai distractivă, să spun că la disciplina de botanică coordonăm lucrări de licență care au ca temă un studiu etnobotanic al plantelor dintr-o anumită regiune. Sigur că acest termen etnobotanic în România de astăzi a căpătat un alt sens, dar la bază etnobotanica este acea știință care studiază utilizarea plantelor, utilizarea tradițională a plantelor, nu doar pentru tratamentul bolilor, ci și în scopul de a colora țesături sau în construcții și așa mai departe. În cadrul etnobotanicii, etnofarmacia se axează doar pe utilizarea în domeniul farmaceutic. Studenții noștri vorbesc atunci cu persoane de regulă în vârstă din comunități rurale și studenții își notează apoi care plante sunt utilizate, în ce afecțiuni și sub ce formă, cum își prepară, cum este cunoscută prepararea din bătrâni a unor extracte. De exemplu, socul sub forma unor băi antireumatice sau fasolea, semințele de fasole în tratamentul hipertensiunii. Sigur că primul reflex este să spui, a, n-am citit așa ceva, de unde este? Și înainte de a spune că este o prostie, ne documentăm. Chiar în cazul semințelor de fasole au fost descoperite peptide, deci proteine cu lanț scurt, care într-adevăr inhibă anumite enzime implicate în hipertensiune. Și aceste studii de etnobotanică sunt foarte interesante și pot să dea multe subiecte noi de cercetare. În timpul în care mi-am făcut doctoratul, am studiat plantele medicinale din Munții Aninei și am stat de vorbă și eu cu persoane de acolo, astfel am ajuns să studiez, după doctorat, o plantă numită scumpie. Despre această scumpie mi s-a spus că extractele sale în untură reușesc să aibă un efect cicatrizant foarte bun. Dacă este un extract în untură, un macerat în untură, înseamnă că substanțele active sunt considerate cele liposolubile, nu cele solubile în apă. Nu s-a folosit un ceai, de exemplu. Și atunci am făcut și noi extracte în eter, în acetat de etil, și aceste extracte au într-adevăr un efect cicatrizant pe care am putut să-l dovedim în model animal. Rezultatele sunt publicate sub forma unor lucrări științifice și prezentate la congrese. Dacă se dorește
realizarea unor pași suplimentari, atunci trebuiesc făcute mai multe, trebuiesc aprofundate mai mult studiile pe animal și de acolo calea de la un extract vegetal până la un medicament este foarte lungă. Eu mi-am făcut lucrarea de doctorat la Târgu Mureș și Facultatea de Farmacie din Târgu Mureș are o grădină deosebit de frumoasă de plante medicinale și o grădină botanică mai mare cu tot felul de specii. În general, marile facultăți de farmacie au și o grădină de plante pentru că studenții învață în cadrul botanicii farmaceutice, a farmacognoziei, a fitoterapiei, învață despre plante și trebuie să le cunoască, trebuie să le poată vedea. Noi la Timișoara nu aveam o grădină de plante medicinale și atunci când ne-am mutat în noul sediu, aveam la dispoziție o mică parcelă care se pretează destul de bine. Astfel încât am făcut o schiță și ne-am gândit că cel mai bine ar fi să grupăm plantele după familia lor și a trebuit să ținem cont de faptul că o mare parte din parcelă nu este iluminată întreaga zi. Și atunci în față am plantat lamiaceele, care necesită lumină, căldură, lavanda, rosmarinul, șovârful. Iar mai în spate a venit iedera, de exemplu. Iedera, diferiți arbuști care nu necesită tot timpul soare. Ne-au ajutat și studenții un picuț. Aveam o studentă la diplomă. În 2014 a fost creată această grădină, mică grădină, și studenta respectivă ne-a ajutat mai ales cu plăcuțele, cu plăcuțele de identificare, dar și cu plantatul și apoi pe bază de voluntariat toți membrii disciplinei se implică. Studenții sunt foarte bucuroși să aibă plantele, le pot vedea, le pot studia, pot intra, pot rupe, de exemplu, fragmente de frunză, le pot mărunți, pot să simt aroma lor. Ne este foarte convenabil că atunci, de exemplu, când predăm familia lamiacee, mergem jos, din fiecare specie tăiem o ramură, le punem pe masă și pot efectiv să vadă foarte ușor, din punct de vedere comparativ, ce diferențe sunt și ce asemănări sunt. Folosim plantele de jos și pentru herbare, pentru că studenții folosesc în cadrul facultăților de farmacie și această metodă de a învăța studiul plantelor în stare herborizată și uneori îi văd și pe studenții de anul 2, 3, 4 se uită cu nostalgie la grădina de plante și amintesc de anul 1. Acum sunt 60 de specii. În general avem între 60 și 75 de specii. Este un loc mic, fără să știu exact numărul de metri pătrați, cam 40 de metri pătrați, cam așa le stimez și aș vrea pe viitor să avem și mai multe. Avem o serie de plante perene care realizează cumva cadrul acestei grădini. Și apoi avem plantele anuale pe care le plantăm noi folosind răsaduri, avem răsadnițe, punem semințele, obținem plantele și apoi sunt puse afară. Le prezentăm plantele medicinale în cadrul orelor și îi pregătim pentru examenul practic de semestrul 2, când ei trebuie să recunoască cele mai importante plante medicinale autohtone. Plantele medicinale, după uscare, se mărunțesc și apoi
se adaugă un solvent de extracție. Solventul de extracție se alege în funcție de polaritatea substanțelor din plantă. Adică anumite substanțe sunt mai solubile în apă, alte substanțe sunt foarte greu solubile în apă și atunci se folosesc solvenți organici. Etanol, metanol sau alți solvenți. După ce se obține acest amestec, deci plantă cu solvent, de regulă amestecul se ultrasonează și după aceea supernatantul, soluția care devine colorată, se introduce într-un rotavapor. Vă explic așa cum facem noi în cadrul facultății, nu cum se face în industrie. Într-un rotavapor. Și acolo solventul se evaporă și rămâne pe fundul balonului un extract foarte concentrat, de culoare brună, dacă este o parte subterană sau un fruct, o sămânță, sau verde, dacă este o parte aeriană. Și acesta este extractul brut. Acest extract brut poate fi apoi folosit direct, dacă dorim să-l includem, de exemplu, într-un unguent. Se include într-o bază de unguent. Sau se poate folosi pentru un sirop. Dacă dorim, putem apoi acest extract să îl fracționăm, adică îl resolubilizăm și separăm substanțele din nou pe o coloană, de exemplu, o coloană de silica gel sau o coloană umplută cu Cefadex, avem iarăși compuși de diferite polarități, mai puțin solubile în apă, mai solubile în apă. Și atunci aceste fracțiuni pot fi și ele valorificate. Oricare fracțiune poate să fie testată, poate să fie testată pe culturi de celule sau poate să fie testată pe animale de laborator. Colegii noștri de la materia de farmacognozie, de la chimie terapeutică, de la toxicologie, pot utiliza aceste extracte în studiile lor. Aș vrea să mai spun că crearea acestei grădini, mici grădini botanice, are și o latură personală. Cicero a spus deja că atunci când ai o bibliotecă și o grădină, nu mai ai nevoie de nimic altceva. Și mi s-a părut firesc ca un institut de învățământ superior, ca facultatea de farmacie, să aibă amândouă. Atât biblioteca care există, dar și un mic hortus, un mic spațiu cu plante. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului. În fiecare vineri, la Timișoara Culturală, cu Tudor Crețu. Seara tuturor! Astăzi vom vorbi despre unele investiții foarte importante pentru județul Timiș, așa că l-am invitat alături de noi pe unul dintre vicepreședinții Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Bună seara și telespectatorilor noastre! Aș vrea să începem să vorbim despre sănătate. Și despre maternitatea care urmează să se construiască în zona Spitalului Județean din Timișoara. Eu mi-amintesc că se discută despre acest proiect încă de cel puțin 13 ani,
de administrația de atunci promitea că se va construi o maternitate nouă, pentru că cea existentă a Spitalului Județean, maternitatea Bega, este într-o clădire istorică care nici măcar nu poate fi refăcută, nu are circuitele necesare și înțelegem că în sfârșit se fac totuși pași concret pentru acest proiect. Care e ultimul stadiu? Așa este, din fericire a reușit să obținem autorizația și să se și înceapă lucrările fizic. Partea cea mai grea a trecut, cum spuneați adineori, 13 ani de zile a durat până s-a făcut proiectul, până s-a obținut finanțarea și toate avizele. Din fericire este în linie dreaptă acum, se lucrează la șantier, avem o maternitate nouă la standarde europene, exact cum are nevoie Timișoara într-un Timiș european. Acolo șantierul este între unitățile medicale ale Spitalului Județean. V-ați făcut asigurări, ați vorbit cu constructorul în așa fel încât activitatea medicală, presupun că nu poate fi întreruptă acolo. Da, nu vor fi întreruperi de acest gen, pentru că este cumva mai în lateralul spitalului și se poate fluxul, tot ce înseamnă pacienți și aprovizionarea spitalului, poate funcționa fără a fi niciun deranj. Totodată ne-am asigurat că și utilitățile care aprovizionează și atât spitalul cât și locuințele din vecinătate sunt protejate și nu vor fi impedimente sau probleme de stopare a furnizării, nu știu, apei sau a gazului, să spunem, care pot crea disconforturi foarte mari. Să amintim telespectatorilor noștri de valoarea proiectului și când va fi gata. Noi sperăm să se finalizeze în termenul în care îl are constructorul, de până în 2 ani de zile. Urmează partea cea mai grea și dotarea spitalului cu echipament. Pentru dotarea spitalului avem totodată prin managerul Spitalului Județean, domnul Pătrașcu, un proiect de finanțare pe fonduri europene de vreo 3 milioane de euro pentru dotarea maternității. Acolo, din câte știm, pe lângă maternitatea în sine ei, va funcționa și neonatologia, se va muta de la Bega și vom relua fertilitatea in vitro. Pentru toate aceste lucruri aveți finanțare pentru echipamente, pentru că acestea sunt echipamente speciale. Pentru tot ce înseamnă finanțarea echipamentelor, domnul Pătrașcu v-ar putea răspunde mai bine. Acum, în detaliu nu am intrat să vedem. Mă gândesc că dacă a cerut această sumă, știa despre ce este vorba. De ce credeți, faceți parte din administrația nouă, din fluxul nou și de politicieni și de oameni din administrație? De ce credeți că a durat atât de mult? Maternitatea, 13 ani. Datorită... 13 ani până să înceapă lucrările, că nu avem încă finalizată. Ce este mai greu de observat privind din exterior, privind din mediul privat, să spunem, că și eu vin tot din mediul privat, este faptul că tot ce înseamnă o investiție la stat îți necesită niște pași care durează foarte mult. În primul rând vorbim de etapele de avizare a unui proiect, ceea ce înseamnă să obținem absolut toate avizele. După ce avem toate avizele, ne mai trebuie și partea de finanțare. Tot ce înseamnă, de exemplu, pașii pentru a implementa un proiect, vorbim, dacă sunt proiecte foarte mari, de studiu de prefezabilitate, care trebuie odată bugetat, se stă poate un an de zile, dacă vine, să spunem, ideea prin septembrie-octombrie, bugetul se votează abia la anul în martie-aprilie, deci se pierde aproape jumătate de an doar până poți să-l bugetezi. După ce îl bugetezi, trebuie să parcurgi o serie de etape de transparență, de licitații, contestări la licitații. Să spunem că se face studiu de prefezabilitate, urmează avizele pentru studiu de prefezabilitate, s-a recepționat lucrarea, după care urmează studiu de fezabilitate, care înseamnă la fel buget, avize, după care urmează proiect tehnic cu același flux, după care urmează execuția. Și toate aceste documentații care se fac și sunt obligatorii înainte oricărei investiții, durează ani de zile. Pe care oamenii de fapt nu le văd. Mulți nu le înțeleg, dar ele nici nu se văd. Asta e mai dureros, că nu se vede, nu se văd și munca este un volum din spatele birocrației, nu? Foarte mare de muncă pentru a ajunge în etapa respectivă și nu se vede concret nimic. Cum putem schimba lucrul acesta? Cred că doar de la nivel central, dacă se pot simplifica aceste proceduri, însă, să fiu sincer, nu sunt prea optimist legat de acest demers, pentru că și în Occident cam aceleași pași se parcurg și
Nu prea văd cum se pot simplifica. Poate că anumite instituții ar trebui să fie mai deschise în ceea ce privește avizarea anumitor investiții publice, întrucât cumva sunt cazuri unde noi singuri ne punem bețe în roate, să spun așa. Anumite instituții nu avizează un proiect și cer tot felul de studii de fundamentare și tot felul de completări spre a obține un aviz. Vorbesc de exemplu, de Agenția de Protecție a Mediului sau Direcția Sanitar-Veterinară, Direcția de Sănătate Publică. Toate aceste instituții eliberează documente pe baza unor legi și fiecare care semnează spune, domnule, legea nu permite doar dacă respecti asta, doar dacă vii în completare și fiecare are dreptatea lui. Dacă stai și asculți, da, are dreptate. Nu s-ar putea crea un circuit prin care hârtia respectivă să se plimbe mai mult singură, ca cum avem, nu vorbim de digitalizare, dintr-o instituție într-alta? Da, asta s-ar putea implementa și ar optimiza puțin timpii, însă nu ar rezolva lucrurile. Tot ar dura destul de mult, pentru că nu contează faptul că o persoană merge și depune acele vize. Instituția, să spunem, este pregătită, ceea ce privește Consiliul Județean sau primărie. Au oamenii care asta trebuie să facă, să meargă să depună în 7 locuri, dacă e cazul. Ceea ce spuneți dumneavoastră ajuta cumva persoanele fizice, care, da, se duce, depune documentația la o instituție și de acolo acea instituție să redirecționeze către alte 7, să spunem. Dar atunci când e vorba de o investiție publică, spuneți că lucrurile nu pot să meargă atât de repede. Nu cred că vor accelera foarte mult. Vor optimiza puțin timp, dar nu vor accelera foarte mult. Decentralizarea nu ar ajuta chiar anul acesta. Nu ADR Vest anunța că cel puțin în ceea ce privește investițiile pe fonduri europene pe care ne bazăm și noi foarte mult în județul Timiș, ar putea să primească avizele direct de aici, de la ADR Vest. Ar fi un lucru excepțional. Să nu mai trebuiască să meargă vedere tot dosarul la București, la minister, care nici poate nici nu cunoaște situația din teritoriu. Da, așa este. Și noi avem situații în care ne avizează anumite proiecte, de exemplu la Castelul Huniade sau la Muzeul de Artă, tot, peste tot unde avem obiective de patrimoniu, ne trebuie aviz direct de la Ministerul Culturii, de la o comisie de patrimoniu de adânșilor, nici măcar nu putem obține de aici, de la Direcția noastră Județeană de Cultură. Și așa este, ei nu cunosc realitatea din teren și te tot întorc și tot cer completări și avem mai multe proiecte în care ne-au tot întors și am pierdut foarte mult timp spre a obține. Cum spuneam, la Castelul Huniade, la conacul Mocionii. Care de cât timp Mocionii încercăm să repare un Castelul Huniade, dacă tot ați adus vorba? Sunt 20 de ani. Aproape 20 de ani. Din 2007 sau ce. O să vă întreb despre ce știți, poate nu neapărat din postura de administrator al acelei clădiri, pentru că nu sunteți și poate că nu ține atât de mult de Consiliul Județean, poate nici de Primăria Timișoara, dar cel puțin politic poate știți să ne spuneți ce se mai întâmplă cu Institutul Oncologic. Cu Institutul Oncologic? Nu am informații să spun despre institut, nu știu. Telespectatorii noștri sunt convinsă că știu că acea clădire de pe calea Torontalului așteaptă de foarte mult timp să fie transformată într-un institut oncologic. Era ultima variantă și mă gândeam că poate guvernarea actuală, care a vorbit despre acest proiect, a luat legătura și cu autoritățile de aici, din zonă, nu? Din ce știu, domnul președinte se vede odată la două săptămâni cu domnul primar Friț și știu că este un subiect pe care l-au mai discutat, dar n-aș ști să vă spun dacă detalii. I-au găsit o rezolvare deci până în acest încă moment. Încă nu știm, că tot vorbeam de sănătate și am zis că să vedem care este pulsul, pentru că acolo sunt 30 de ani deja de... Da, dinainte de Revoluție și este o clădire care este o pată de rușine pentru oraș. Din păcate este. O să schimbăm puțin registrul. Ne-ați oferit nouă jurnaliștilor mai multe informări legate de cum ați dori să ajutați industria Horeca. Cu toții știm cât de greu au dus-o în această perioadă. Mulți dintre ei au pierdut angajații, au preferat să se reprofileze, unii dintre ei pe vânzări, alții au intrat chiar în IT. Munca de acasă a funcționat perioada aceasta. Ultima informare era legată de o academie de excelență elvețiană. Da. Vă rog niște detalii. Da, avem o discuție cu o academie elvețiană care formează personal în domeniul turismului. Ei au 4 componente pentru ospătar, bucătar, recepționer și camerist. Cumva ele se pliază în special pentru
tinerii care, să spunem, au terminat liceul, dar nu urmează neapărat o facultate. Și ei au deja parteneriate făcute în Oradea, în Brașov, și acum vrea să-i ducem la Timișoara. Primăria Timișoara caută o soluție pentru situația lor patrimonială, să spun așa, în sensul în care au nevoie de o clădire unde să țină aceste cursuri. Iar noi încercăm să găsim o soluție pentru a acorda niște burse. Totodată și prin a promova și a îndrepta cât mai mulți dintre tineri și să afla cât mai mult posibil despre această școală pilot pe care noi vrem să o aducem în Timișoara. După cum se știe, avem câteva licee, care, cum ar fi liceul economic sau liceul de industrie alimentare, care are ca profil formarea de tineri spre industria Horeca, însă pentru a veni cu un plus, avem nevoie de o expertiză internațională și pentru a găsi soluții pentru ceea ce înseamnă piața actuală și nevoia actuală. În 2023 suntem capitală culturală aici la Timișoara și avem nevoie de foarte mult personal calificat în domeniul acesta. După cum știm, în ultimul an și jumătate de când cu situația pandemică, din păcate mulți din domeniu s-au și reprofilat și nu mai vin înapoi în industria Horeca. Deci este o industrie greu lovită de această pandemie și noi, ca și Consiliul Județean, încercăm să îi sprijinim cu tot ceea ce au nevoie. N-am fost mereu deschiși încă de la începutul mandatului, au venit cu propuneri către noi, ce putem face noi concret pentru ei. Și oricine ar putea totuși veni la această academie, adică cineva care probabil vrea să se reprofileze. Desigur, va fi pentru oricine. Poți să fii și la 60 de ani și să-ți dorești să te specializezi pe o nișă din segmentul Horeca și să mergi la academie. Și în principiu, din ce știu de la dânsii, modulele vor dura undeva la un an și jumătate. La Oradea și la Brașov, mai spuneați că au, ele funcționează deja, aceste academii de excelență? Da, funcționează. La Oradea funcționează și la Brașov, în Poiana Brașov, mai exact. Și aveți idee cum funcționează, nu știu, autoritățile locale sau județene sunt cele care îi ajută să încheie parteneriate și cu furnizori? Pentru că dacă vrei să înveți o anumită meserie, ai nevoie de anumite produse, de anumite materiale care trebuie să vină de undeva și care costă. Da, ei, practic asta e un alt rol care are administrația locală sau județeană, de a fi un mijlocitor între tot ce înseamnă segmentul Horeca din zona respectivă și ce înseamnă ei ca formatori. Totodată au nevoie și să le punem la dispoziție, noi ca și autorități, fie vorbind de cea județeană sau de cea locală, speță Primăria Timișoara, să-i ajutăm un pic cu dotarea sălilor, pentru că dacă formezi bucătari, ai nevoie de o bucătărie dotată și utilată. De exemplu, nu se poate folosi una din spațiile de la liceele de care vorbeam, de la economic sau de la industrie alimentară, pentru că am blocat cursurile acolo și e total altă... Plus că presupun, ei au alte standarde, vorbim totuși de o academie de excelență. Exact, au și alte standarde și nu s-ar putea... Iar pentru ceea ce, poate vă și întrebați, ok, de ce au ei nevoie să-i ajutăm? Pentru a putea să reducă costurile cu aceste cursuri. Pentru că costurile pot să fie de 3-4 mii de euro sau dacă noi venim în sprijinul dânșilor cu spațiu unde să țină cursurile, cu anumite burse și dotări, aceste costuri scad semnificativ. Da, deci ele nu vor fi gratuite, asta trebuie să știm de la început, veți oferi acele burse, în rest ele se vor plăti. Exact, este un curs de excelență, deci ei vor forma un personal pregătit care, dacă oriunde te duci și te-ai angajat cu diplomă certificată de această societate elvețiană, este clar că ai un plus de valoare, ai din start, îți negociezi un alt salar și așa mai departe. Tot pe același domeniu ați avut discuții cu cei din Horeca și pentru a ține unele cursuri de vară sau unele școli de vară, unele cursuri post-liceale în mai multe zone din județ, nu în Timișoara. Da, sunt anumiți administratori sau proprietari de societăți comerciale care performează în segmentul acesta Horeca și doresc să meargă prin județ să facă niște cursuri și niște demonstrații ce înseamnă să lucrezi într-o
într-un hotel de 4 stele sau de 5 stele și să vină spre tine să arate cât de atractiv este domeniul și ce oportunități poate să ofere acest domeniu. Pentru că dacă vorbim de Timișoara, majoritatea oarecum au contact, văd. Dar dacă mergem pe alte zone a județului, de exemplu la St. Nicolau sau la Făget, n-o să găsim unități hoteliere de 4 stele sau de 5 stele unde să vezi și să ai cât de cât o idee despre ce înseamnă să lucrezi într-un astfel de instituție. Și atunci vor să vină spre ei și inclusiv să aducă tineri să facă cu ei demonstrații în incinta acestor spații. Și când se va întâmpla? Veți pune în practică din anul acesta? Da, din toamnă? Da. Deci în toamnă deja tinerii vor putea, fie că sunt liceeni sau nu? Și care au terminat deja studiile. Toate lucrurile acestea vor duce, sperați, mă gândesc, și la îmbunătățirea turismului din zonă, pentru că aici nu stăm foarte bine. Noi am pierdut foarte mult din turismul de business, pentru care eram recunoscuți din cauza pandemiei și a muncii remote. Ce alte idei aveți ca să revigorați turismul în județ? Da, într-adevăr, pe noi, ca și județ, în special ca și județ, nu ne avantajează, să spunem, geografia, nu avem acces la munte, nu avem acces la Dunăre sau la un fluviu. Și atunci, cumva, trebuie să vedem ce plusuri avem noi, pe ce putem să ne concentrăm și să aducem turiști. Într-adevăr, este această nișă turist de business care funcționează și funcționează bine, dar unde putem investi și accelera un pic turismul pe zona noastră ar fi segmentul acesta de cultură. Cum suntem și în 2023 capitalul culturală, e important ce se întâmplă și post-2023 și trebuie să creăm aici un hub cultural și să încurajăm cât mai multe evenimente. Festivaluri, tot felul de ONG-uri care să creeze tot felul de alte evenimente pe diverse nișe. Dar aici avem și foarte multe edificii, foarte multe clădiri istorice, conace, care poate ar atrage și ele turiști. Așa este, și partea de patrimoniu ne ajută ca și oraș, în sensul de arhitectură. Nu vorbesc doar de istoria orașului. Vorbesc de tot județul. Avem Ceacova, avem Mocioni de la Foieni. Adică sunt totuși câteva obiective care ar atrage turiștii. Sunt câteva obiective, chiar avem și munte în județul Timiș, exact. Chiar dacă nu prea le vedem, dar avem în zona Pietroasa, Tomești, Nădrag, și sunt și acolo niște obiective foarte frumoase de vizitat. Sunt câteva cascade, sunt câteva trasee. Noi acum lucrăm și la o hartă pe care să trasăm toate zonele de cicloturism prin județ pe unde se poate, inclusiv să și le marcăm în zona de munte. Cum bine s-a mediatizat în ultimul timp, este și acel Transluncani, care este foarte frumos și în weekend mulți timișoreni deja merg să își petreacă timpul liber acolo. Chiar acum recent au asfaltat un drum Luncanii de jos până în Luncanii de sus, tot în comuna Tomești, care te leagă, face legătura direct cu lacul Surduc. Deci la ora aceasta poți să intri prin zona Valea lui Liman, Tomești, Luncani și te întorci pe la Surduc și vin apoi pe drumul european. Poți să creezi un circuit în zona de munte și dealuri a județului Timiș. Ați adus aminte de lacul Surduc. Din nou, s-au perindat vreo 3 administrații prin județ și s-a tot vorbit despre un proiect pentru dezvoltarea zonei acolo ca agrement. Totuși, ce se întâmplă? Acolo era un proiect, da, într-adevăr, cu o pistă de caiaca noie, dar nu au obținut avizele. Vroiam de avizele la începutul serii, însă tot așa s-au blocat în avizele la Ministerul Mediului și acel proiect a picat. Acum, legat de zona Surduc, este cumva și o problemă ce ține de regimul de construibilitate, pentru că nu poți să te apropii la, mai știu, 5 sau 10 metri de lac. Ceea ce în alte zone care s-au dezvoltat, să spunem, la Văliuc, e cel mai aproape și cel mai cunoscut, cumva este mai permisiv. Și aici este un avantaj pe care Văliuc îl are, dar lacul Surduc nu. Și e foarte greu să vii cu ceva în plus care să atragă pentru lac, neputând să construiești în imediata lui apropiere. Acolo avem un catamaran, care l-am luat pe Asociația de Promovare și Dezvoltarea Turismului, cu care se fac plimbări. Este deschis în fiecare weekend și se poate merge și face plimbări pe lacul Surduc.
Cu Asociația de Promovare și Dezvoltare a Turismului acum lucrăm, suntem în lucru la un draft de a prelua printr-un contract pista de biciclete Timișoara-Serbia. Și asta e o problemă care se tot semnelează în ultimul timp. Și acolo va trebui să faceți unele reparații? Exact. Trebuie, Aba Banan nu poate face reparații pe pistă pentru că nu are în obiectul de activitate acest lucru. Și noi, Consiliul Județean, tot încercăm cu dânsii să preluăm direct pe Consiliul Județean iarăși pista. Iarăși de ceva ani? E o problemă tot birocratică, exact, de câțiva ani. E o problemă tot birocratică, tot de legi ale cadastrului, cum se intabulează, e o întreagă poveste. Exact, malul acela reprezintă și dig pentru Vega, exact, care trebuie întreținut de apele române, dar pista nu poate fi întreținută de apele române, pista care a fost construită fără borduri, pentru că au fost puțini bani, atât a primit constructorul, atât a reușit să facă. Asta ne declara atunci la inaugurarea pistei. Așa este și mai este și zona aceea între România și Serbia, care nu este asfaltată, care a rămas așa și trebuie să vedem cum reușim să asfaltăm și bucata aia care e zona verde de frontieră. O țară care nu e zona, nu e UE, da, aici sunt multe probleme. Dar încercăm acum să o preluăm pe asociație, administrarea și să putem să o reparăm. Un ultim subiect legat de Bastionul Terezia. Da. Acum, în weekend, a fost un prim eveniment. Ați vorbit despre asta mai demult, că acolo vreți să faceți sesiuni de yoga și de mișcare sau relaxare pentru timișoreni. Au fost câteva zeci de timișoreni care au făcut yoga pe bastion. Primul lucru, trebuie să faceți reparații acolo. Da. Mă bucur că ați adus aminte legat de bastion. Într-adevăr, n-am spus că vreau să promovez să facă sport acolo. Vreau să promovăm bastionul, să revitalizăm exact tot ce înseamnă bastionul. Bine. Și atunci asta este o nișă, o mică componentă. Era ca să deschidem acea terasă înierbată deasupra bastionului, care niciodată n-a fost folosită și deschisă publicului. Trebuia să fie o cafenea, era un proiect acum, iarăși, în mulți proiectul ani de reabilitare, într-adevăr, al bastionului. Era prevăzut o promenadă pe bastion care nu s-a mai realizat din motive financiare. Nu reușea să încadreze în proiectul, în finanțarea proiectului, ce sumă care de alocată de la vremea fare, respectivă. Atunci. Da, nu se încadrau dacă făceau și zona de promenadă. Zona de promenadă este o idee la care lucrăm, avem alocați bani pentru studiu de fezabilitate anul acesta, oricum va dura, pentru că durează foarte mult obținerea de avize, fiind și monument istoric. Încercăm să creăm acea zonă de promenadă din sursele noastre, Pe bastion, să creăm și terasă și zonă de promenadă. Dar trebuie făcut o expertiză tehnică a clădirii, că automat dacă ducem greutate pe clădire, să reziste și e și monument istoric. Asta este proiectul pe cea mai lungă durată. Acum avem acțiuni concrete pe termen scurt, care înseamnă ca și obiectiv până în 2023, ceea ce înseamnă reparațiile la bastion. Avem alocat 1.700.000 de lei pentru reparații, ce înseamnă incintă, tencuit, decu, toate pietrele curățate, aduse rulouri de gazon. Înlocuite de alele rupte. Care sunt sparte înlocuite și care sticla sunt doar de la cu acel amfiteatru, iarăși spartă. Acel amfiteatru este dat în administrare la Muzeul Banatului și acolo este un alt proiect pe 2 milioane de lei pentru repararea acelei zone de sticle. Acolo am avut și probleme cu refularea canalizării. Sunt mai multe probleme acolo. Deci undeva la 3.700.000 de lei am alocat anul ăsta pe diverse componente privind reparațiile. Vrem să alocăm tot ce înseamnă instituțiile noastre de cultură, ce au spații în bastion. Vrem să revitalizăm, să lucrăm un pic la imagine, drept pentru care vom aloca bani pe proiectare și pe design interior. Vrem să creăm cel mai frumos centru multifuncțional cultural din Timișoara, pe zona fostului local. Poți să-i dau numele? Nu puteți să-i dați numele. Chiar dacă s-a închis de mult, da? Nu era contează. Un local celebru acolo care funcționa pe o suprafață mai mare. Fostul club. Cred că toată lumea înțelege despre ce este vorba. Era un club acolo și acolo vrem să-l creăm un spațiu multifuncțional cultural, cu dotări de ultimă generație și să fie modern. Mai avem un birou de turism acolo, care de asemenea alocăm o sumă mare de bani pentru proiectare și să creăm un birou de turism cu un om mai văzut România. Mai avem biblioteca județeană, de asemenea vrem să revitalizăm un pic, să copieze din
ceea ce fac alte biblioteci comerciale, tot așa, să încercăm să nu dăm nume, dar știm că sunt câteva și în mall și în centrul orașului, care sunt atractive pentru public și sunt cu un alt concept și cumva, chiar dacă ține de statul român, nu înseamnă că nu trebuie să evolueze. Corect, și corect. Să facem și noi ce să facem privat, să venim și noi cu elemente noi. Acum, ce înseamnă administrativ și depozitare, încet, încet evacuăm de acolo. Le-am impus un program de funcționare care îl vom aplica de la anul, din sâmbătă, duminică, absolut toate spațiile să fie deschise. Avem foarte multe propuse prin regulament, am putea discuta o oră de ce am discutat acolo. Ok, din păcate am și rămas fără timp, însă până în 2023 ne mai vedem și mai discutăm pe parcursul implementării proiectului. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție, o seară plăcută să aveți. La revedere!